Un adevărat șoc au avut directorii școlii numărul 11 din Buzău când au primit zilele trecute factura la căldură pe luna trecută. Consumul facturat indică o sumă astronomică, demnă de cartea recordurilor, aproape 20.000 de euro. Noi avem două intrări, una din micro 3 și o intrare de la blocul Obor, din zona Obor, și sala de sport. Într-adevăr, suprafața este foarte mare, dar și factura este, mi se pare, enormă. Cât aveți de plată? Peste 85.000 de lei pe o lună. Perplexitatea directorilor de la școala numărul 11 din Buzău este cu atât mai mare cu cât în ultima lună căldura a fost închisă o bună perioadă, când elevii au fost în vacanța de iarnă. Conducerea unității de învățământ caută acum soluții pentru a plăti factura, dar și pentru a reduce costurile cu încălzirea. Una dintre soluții ar fi instalarea unei centrale termice pe gaz. Deoarece nu avem nicio posibilitate tehnică să reducem căldura. Anul trecut am făcut întâmpinare la RAM. Mi s-a explicat că din punct de vedere tehnic nu se poate reduce căldura pentru că se dereglează tot condominiul. Am vorbit cu domnul Tacea, ne-a trimis 3 ingineri, au găsit pentru moment o soluție de moment, montarea a 2 bucle pe intrările principale cu senzori. Școala numărul 1 este racordată la Regia Autonomă Municipală, societate care furnizează energie termică în sistem centralizat în municipiul Buzău. În unitatea de învățământ, în prezent, învață aproape 2000 de copii.